Iubiții mei, prieteni dragi și noi toți care suntem prieteni ai lui Dumnezeu, care ne este prietenul nostru, cred că am înțeles în parte însemnătatea școlii prieteniei cu Dumnezeu. Este un cuvânt care nu are niciun fel de încheiere vreodată, nu are niciun fel de expresie de ajuns sau total, sau așa ceva nu există. Prietenia cu Dumnezeu va fi explorată cât va fi Dumnezeu și noi. Prietenia cu Dumnezeu este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unei ființe umane pe pământ. Cum ne mai este mișcat sufletul când se naște un copil în familie? Și mi-aduc aminte cum plângeam la maternitate pe hol când s-au născut fetele și cum ne este mișcat sufletul când se naște un nepot sau cum ne este mișcat sufletul la botez când vedem. Cum ne este mișcat sufletul când ne dăm seama că iubim și suntem iubiți? Dar aceasta este prea puțin și este nimic în comparație cu ceea ce simțim în suflet când ne dăm seama ca de un susur blând și ca de o adiere că suntem iubiți de Dumnezeu și că Dumnezeu dorește să ne fie prieten. Astăzi, în cadrul școlii prieteniei cu Dumnezeu, învăța un lucru care are mare însemnătate pentru noi, în sensul că ne învață să ne judecăm singuri. Dacă v-ați judeca singuri, nu ați mai fi judecați. Și a te judeca nu înseamnă să te duci la vreun tribunal, ci să te întrebi de ce fac ce fac, de ce cred ce cred, de ce nu cred ce nu cred. Deci există această judecată cu care ne-a îmbogățit și înzestrat Dumnezeu. Și vom merge în cartea profetului Isaia, acolo unde credința are cea mai înaltă aplicație a ei, credința în Dumnezeu și anume în mijloacele și căile pe care le-a găsit Dumnezeu de cuvință să meargă și pe care să le folosească în prietenia lui cu noi. Și vom învăța despre prietenie și credință, legătura prieteniei noastre cu credința, legătura credinței noastre cu prietenia cu Dumnezeu. Este adevărat că nu avem același fel de credință între un străin, între noi și un străin, un necunoscut, sau între noi și prietenul nostru? Un prieten pe care îl cunoaștem de o viață nu necesită un scrutin, o cercetare. Cuvântul lui este cuvânt, dacă ne este prieten. Dar cu atât mai mult în ce privește legătura noastră cu Dumnezeu. Este o mare diferență în credință. Vreau să urmărim acum în Isaia 53 în legătura noastră cu prietenia lui Dumnezeu. Capitolul 53 din Isaia este unul dintre cele mai controversate capitole de astăzi. Teologia ebraică a luptat mult împotriva acestui capitol să fie înțeles într-un anume fel. N-aș spune neapărat împotrivă, cu nesinceritate sau cu răutate, ci cu acea înspăimântare sfântă cu privire la Dumnezeu, nu poți să, la un moment dat, nu poți să cuprinzi căile și mijloacele pe care le folosește Dumnezeu. De aceea, Pavel exclamă, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de neînțelese sunt căile tale, cât de nepătrunse sunt gândurile tale. Așa este, dar atenție mare, cum spune în cartea lui Iov, supărarea să nu te împingă la batjocură, uimirea să nu te ducă la necredință, neputința de a cuprinde să nu te transforme într-un ateu sau într-un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Capitolul 53, versetul 1. Cine a crezut? Cine să creadă, frate, așa ceva? Cine să creadă? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Se întâmplă că pe pământul nostru, ca să crezi un lucru, trebuie să-l cunoști. Spre exemplu, în laborator se pornește de la ideea credinței. Credem că doi atomi se vor comporta așa într-o anumită relație și reacție. Credem lucrul ăsta. Îi punem să acționeze și constatăm, cunoaștem că așa se comportă, așa răspund. Deci este adevărat. Credem lucrul acesta și este confirmat. Bun. În relația cu Dumnezeu trebuie să-L crezi ca să-L cunoști. Lumea noastră trebuie să cunoști ca să crezi. În relația cu Dumnezeu trebuie să crezi ca să cunoști.
Cine a crezut, frate? Cine poate să creadă așa ceva? Și descrie, dar să ridic acum întrebarea, să ne judecăm credința noastră în legătura prieteniei noastre cu Dumnezeu. De ce nu pot să cred pe prietenul meu, pe Dumnezeu? De ce nu pot să-L cred? Dacă Dumnezeu mi este prieten. Dacă Biblia spune despre prietenul meu, Dumnezeu nu este cu neputință ca Dumnezeu să nu spună adevărul. Este cu neputință. El este adevărul. E măsura tuturor lucrurilor. E cu neputință așa ceva. Și totuși, cine a crezut? Cine să creadă așa ceva? Dar de ce n-am crezut? Iată de ce versetul 2 explică aici. Pentru că el a crescut ca o odraslă slabă. Noi ne așteptam să fie un mare cuceritor, ne așteptam să fie călare pe un cal alb, pe sabie înfocată în mână, pe când el o odraslă slabă, un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Uscățiți, așa, nu? Și, deci, atenție, iubiții mei, credința este legată de realitate. De realitate, nu de estetic sau de aparență. El nu va judeca după aparență. Prietenul nostru nu ne judecă pe noi după aparență, ci după realitatea în care noi putem deveni în Dumnezeu. Deci, potențialul sufletului nostru în Dumnezeu. Din motivul ăsta n-am crezut. Ia, ce, o draslă slabă, lăstar uscat, Și apoi fii atent, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, înfățișarea lui, nu avea nimic să ne placă, înțelegi de ce n-am crezut, cine a crezut când vezi așa ceva, cine să creadă așa ceva. Aici intervine, l-aș numi supranatural, că de altfel supranaturalul este un natural peste limitele noastre. Totul este natural la Dumnezeu, la noi apare supranatural datorită limitelor noastre. Dar în ciuda tuturor acestor lucruri, noi suntem aceia care suntem confruntați cu judecarea credinței noastre. De ce nu crezi? Sau de ce crezi lucrul acesta? Și uite, dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, deodată ne sunt date niște motive. Ne este dată lumină. Uite, acum înțeleg de ce nu crezi. Oamenii nu vor fi judecați niciodată pentru ceea ce au crezut, ci pentru ceea ce au ales să creadă. Și când alegem să credem un lucru sau să nu credem un altul, în momentul acela avem niște cauze, niște motive. N-avea strălucirea din motivul acesta. Ce să? Versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință. Nu avea nimic care să ne placă. Nu avea nimic care să ne atragă privirile. Așa, disprețuit. Îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă pe acest motiv. Nu pentru că nu era adevărat, nu pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu rămâne în vecii vecilor, nu, ci pentru că noi nu am avut în el semnele acestea ale căutate de noi, ale exteriorului sau esteticului pe care le căutam noi. Nu le-am găsit semnele acestea în el și pe motivul acesta am ajuns să nu credem, ne-am îndoit de el, pe motivul acesta. Credința noastră are o bază. Nu se întâmplă așa ceva la voia întâmplării. Când aleg să cred un lucru sau când aleg să nu cred un lucru, atunci am niște motive pentru care fac lucrul acesta. De aceea, iubiții mei, prieteni și frați, aș dori să urmărim cu această ocazie în prezentarea noastră felul în care credința noastră este judecată. Cum înțelegem noi așa ceva? De ce cred lucrul ăsta? De ce nu cred celălalt? Era disprețuit de oameni. Păi m-a mai crezut cineva în el, mai crede, a crezut mai mari voștri în el? Nu. No. Disprețuit. Era om al durerii, obișnuit cu suferință. Cine să creadă în condițiile astea? Era așa de disprețuit. Auzi, nimeni nu-l băga în seamă. Țin tot ce-i fața de la el. Și atunci nici noi nu l-am băgat în seamă. Iubiții mei, vă rog să recitim acest capitol în prezența lui Dumnezeu și să înțelegem de ce n-am crezut. De ce nu credem? Versetul 4. Totuși, indiferent care a fost părerile noastre estetice, sociale, totuși, el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a dat asupra lui și, hop, noi am crezut. Cine a crezut? Noi am crezut.
Dar noi n-am crezut ce ne-a spus Dumnezeu despre Mântuitorul nostru Hristos Iisus, ci am crezut ce vedem noi, ce simțim noi, cum interpretăm noi valorile generației. Da, noi am crezut esența temei de astăzi. A nu crede înseamnă a crede. În timp ce n-am crezut ceea ce ni se vestise, am crezut ceea ce am interpretat noi, cum spuneau stoicii noi. Nu credem faptele, noi credem părerea noastră despre fapte. Și dacă ne închinăm la părerea noastră mai mult decât la adevărul adevărat etern al lui Dumnezeu, este clar că ne închinăm la un idol. Iată că în versetul 4, cel care spune, eu nu pot să cred, nu e adevărat, tu crezi, dar nu crezi ce ți s-a vestit, crezi ce ai ales să crezi. Toate aspectele exterioare despre care am vorbit noi și valorile sociale și relaționale, toate astea ne-au determinat pe noi să nu credem. Cine să creadă așa ceva? Dar ne-au îndemnat pe noi să credem că mai degrabă este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Noi am crezut asta. Cealaltă n-am crezut-o, dar am crezut pe aceasta. Acum însă, sub iluminarea Duhului Sfânt, ne-am dat seama că era străpuns pentru păcatele noastre. Era zdrobit pentru fără de legile noastre. Și pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra lui. Abia acum, în sub iluminarea Duhului Sfânt, abia acum ne-am dat seama că noi care rătăceam ca niște oi, am fost aduși la marele păstor. Altfel omenirea noastră ar fi fost un haos sau ar fi fost cenușă. Iubiții mei, înțelegerea acestor lucruri începe cu a-L crede pe Dumnezeu în ceea ce a vestit în cuvântul Lui. Temelia prieteniei cu Dumnezeu și temelia prieteniei noastre în familie, soț, soții, părinți, copii, temelia este încrederea. Crezi în soția ta, în soțul tău, crezi în părinții tăi, în copiii tăi, crezi în Dumnezeu, încrederea. Apoi, aceasta îți dă posibilitatea să cunoști adevărul. Cine el a fost luat prin apăsare și judecată? Citeam undeva că Satan a luat orice măsură ca judecarea lui Iisus și condamnarea lui să fie de așa natură încât nimeni să nu mai poată crede vreodată că el este prietenul lui Dumnezeu. Voi sunteți prietenii mei. Nimeni să nu mai poată crede așa ceva. De așa fel a fost. De aceea, cei doi către ei mă vorbeau ca niște detașați, așa. Petru pleacă înapoi la pește. Deci au considerat-o o totală eroare tot ce au gândit ei mai departe. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu, nu pedepsit de Dumnezeu și lovit și zmerit, ci pentru mine, pentru cine din cei de pe vremea lui. Logic ar fi trebuit să ne gândim tot ce s-a întâmplat. A fost așezat între cei răi, dar logic spunând, nu săvârșise nicio fără de lege. Unde este logica aceasta? Din cauza că nu a corespuns măsurătorilor și măsurilor minții și sufletului nostru. Mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile nu rămân aici, ci versetul 11, prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor prin cunoștința lui. Ferice de omul acela, a spus Iisus, care s-a uitat la o vreastă slabă, l-a disprețuit, l-a luat prin apăsare și judecată, de acela care n-a văzut așa ceva. Eu nu văd așa ceva, ci eu văd ce mi s-a vestit despre el. Acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În el vi se vestește iertarea păcatelor. Prin credința aceasta ajungem la cunoștința. La cunoștința adevărului despre el, iar prin cunoștința adevărului despre el, suntem așezați în armonie cu Dumnezeu, cu viața, cu natura, cu propriul nostru suflet. Este muzica cerului. Și citeam de une zi, că Victor Hugo cred că spune, muzica se naște atunci când nu sunt cuvinte, nu ai cum să o exprimi în cuvinte așa ceva și nici n-ai cum să taci sau să năbuși așa ceva, explodează, se naște.
va așeza pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată iubit, la școala prieteniei cu Dumnezeu, să ne așezi într-o stare după voia lui Dumnezeu prin cunoașterea și cunoștința Ta. Și, Doamne, ajută-ne să credem ce ne-ai vestit, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru sau de ceea ce ființa, făptura noastră firească primește sau nu primește. Ajută-ne să te credem pe cuvânt și să, prin cunoștința Ta, să fim aduși în armonie cu Dumnezeu. Fii binecuvântat în veci. Amin.